Bună, domnul Șorlă, și domnul, bună seara, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care în marea ei parte se va focusa asupra lumii motorilor, pentru că în această seară, alături de mine, se află o campioană, un nume de talie internațională, alături de managerul ei, tatăl ei. Este vorba de familia Natalia Iocea și Ioan Iocea, cărora le spun bună seara și bine ați revenit. Bună seara, Bună bine v-am seara, bine găsit. v-am Mulțumim găsit. de invitație. Să spunem telespectatorilor că de la ultima noastră întâlnire, de la prima, de fapt, petrecută acum un an, o lună și 3 zile, deși a fost, cum spunea și dumneavoastră, poate cel mai greu an, este un an plin de satisfacții. Natalia venind cu o nouă salbă de medalii, clasări excelente, deci un an, pe de o parte, dificil din anumite puncte de vedere, însă și cu foarte multe satisfacții. Pentru că ne apropiem de finalul de an, haideți să facem o trecere în revistă a tot ceea ce a însemnat 2021 pentru dumneavoastră, ca spre final să vorbim și de proiectele pentru 2022, un an 2021 care are 22, care are și o cu totul altă importanță pentru Nati, pentru că este anul în care va da examenul de maturitate. Însă, până atunci, Nati, voi începe cu tine. Competiții interne, competiții externe, foarte multe cu clasări extraordinare. Da, bună seara! Mulțumim frumos pentru invitație. Anul acesta, cum a spus și dumneavoastră, a fost un an destul de greu pentru noi și financiar, pentru că am avut foarte multe defecțiuni tehnice la mașină, dar în același timp am reușit să obțin foarte multe medalii. Am reușit să devin vicecampioană europeană la categoria Queen și locul 3 la categoria Pro 2, tot în campionatul european. Și am reușit să mă clasez în campionatul național de drift pe locul 3 la categoria semi-pro. Iată, trei elemente care te aduc pe prima poziție. Ești poate deja, ai devenit un brand de țară pe această nișă automobilismului. Domnule Iocea, dacă din punct de vedere pandemic am început să ne obișnuim cu această situație, pentru că și în momentul de față încă există multe incertitudini în ceea ce privește în plan sportiv anularea, modificarea datelor de disputare a competițiilor, în plan tehnic, ca om care supervizează activitatea lui Nati, au existat anumite probleme. Bună seara, bună seara și Seara. dumneavoastră, bună seara telespectatorilor noastre, mulțumim de invitație și ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră de fiecare dată când venim. Da, putem să spunem că 2021 am început, să zicem, cu stângul, prin defecțiunea primului motor care ni s-a spart la greci, în campionatul european. Am avut o greutate, să zicem așa, pentru că chiar la început apare problema majoră, pe urmă la 2 săptămâni de la ăla avem campionat în România, în campionatul nostru de drift. Deci am fost contra cronometru, să zicem așa. Am reușit să facem motorul, am reușit să aducem și am putut să participăm la etapă unde Natea și-a luat locul 1 la semi-pro. Pe parcursul anului 2021 a fost un an pentru noi pe plan sportiv, să zicem, bun, deși am avut foarte, foarte multe defecțiuni, dar și foarte multe abandonuri, ceea ce n-am putut să punctăm pentru sfârșit de an, dar totuși, după cum v-a spus și Nati, am reușit să avem niște rezultate destul de bune și eu zic că am meritat tot efortul. Și suntem bucuroși că am ajuns la final de an cu rezultatele astea. Și chiar în unele momente ați reușit să mai atenuați din acești timp pierduți. Cum spuneați, ați reușit într-un timp record de doar câteva minute să schimbați o planetară pentru a nu fi Nati depunctată foarte mult. Da, ni s-a întâmplat pe Transalpina, într-adevăr, acolo am avut spre nenorocul nostru, să zicem așa, badocul, cum îi spunem noi, deci parcul unde stăm cu mașini, ca niciodată a fost la 2 km jumate de pistă, pentru că numai așa s-a putut încadra, fiind acolo
Transalpina, toată lumea știe ce înseamnă un drum cu serpentine. Drumul regilor, eu cred, cel mai... Da. Și numai acolo s-a putut ține Balodocul și ăsta ne-a dezavantajat pe noi pentru că ne-am pierdut foarte mult timp mergând până sus după planetară și aducând înapoi. Între timp, colegii, pot să spun că și pe această care le mulțumesc la toți colegii care au sărit în ajutor, în special la Loții, echipa lui Tony, care copilul meu care a fost cu noi, că chiar așa s-a întâmplat pe Transalpina, Nati a făcut majoratul. Și așa, așa s-a nimerit și am venit mai mulți prieteni. M-au ajutat, dar problema a fost cea mai mare că trebuia să trimit pe altcineva după planetară și să intru eu acolo sub mașină, pentru că eu știu ce e acolo, ceea ce pe ceilalți mecanici eu dezavantajat și am pierdut un pic din timp, dar din păcate asta e motosportul. Ca și în sport, ca și în fotbal, ca și oriunde te accidentezi, astea sunt niște lucruri care nu sunt programate. De exemplu, programăm etapa pe Transalpina, da, o știm că atunci. Dar că se sparge motorul sau să se rupe o planetară, asta nu mai depinde nici de noi, nici de pilot. Și pe acest segment, pe această nișă sportivă, este foarte greu sau chiar imposibil să faci și prognoze din punct de vedere al programării unui buget în condiții în care te lasă un motor, te lasă o planetară. Deci asta nici n-ai cum. Ca și cel costuri, puțin, cel ca puțin și... ca în poziția în care suntem noi. Bineînțeles că dacă ai în spate o echipă de sponsori care îți trup și suflet acolo cu tine, e normal că e foarte ușor. Dar pe chestia asta, câți avem, îți trup și suflet, dar nu-s destule. Pentru că sunt niște costuri enorm de mult și enorm de și îs contra cronometru, exact cum a spus dumneavoastră. Nati, pentru că ți-ai sărbătorit ziua de naștere pe 3 iulie la cele mai înalte cote, și aici mă refer la Transalpina, rămâne Transalpina unul dintre cele mai dificile trasee pe care le-ai parcurs? Nu. Pentru mine niciun traseu nu este dificil. Întotdeauna încerc la fiecare traseu să mă adaptez, oricât de greu ar fi, și să mă bucur de moment, să profit de moment, bineînțeles, și întotdeauna încerc să merg mult mai bine. Nu există greu pentru mine. Încerc întotdeauna să dau tot ce pot și sper că se vede lucrul ăsta. În urmă cu mai puțin de 10 zile, ai reușit în cadrul ultimei etape a Campionatului Național de Rally Sprint 2021, ultimele tale performanțe notabile, și anume locul 1, categoria feminin, locul 2, junior. Da, și am uitat să spun că și în Campionatul Național de Rally Sprint am reușit să termin pe locul 3 la categoria feminin. N-am reușit să termin mai sus pe podium din cauza că nu am participat la toate etapele din acest campionat. Pot să spun că când eram liberi acasă, când nu aveam etape de drift sau antrenamente de drift, mai mergeam la etape și încercam să fim prezenți la fiecare etapă de rally. Însă cred că este greu să participe în paralel la 2-3 clase în condiții în care se suprapun datele de disputare. Cu atât mai mult cu cât în această perioadă de pandemie poate să spunem, să fie programate două etape în două categorii la aceeași dată. Ați punctat foarte bine, chiar vreau să menționez, pentru că Nati, la ultima etapă, când am mers în Grecia, în România, au fost pe primul loc. Deci era la distanță de 50 de puncte de ceilalți și am renunțat la campionatul național de drift, deci n-am participat, pentru că am participat în Europa. Am considerat că ar fi mult mai bine pentru noi. Dar, din păcate, și acolo am avut, la ultima etapă, am avut o problemă foarte mare cu planetarele, care nu le-am mai putut repara pe loc și, din păcate, n-am putut să punctăm. Dar, totuși, am venit cu rezultate de acolo. Asta vreau să și menționez, pentru ca să știe și telespectatorii noștri, că Nati a fost foarte bine în punctaj, dar fiind... abandonând Transalpina, abandonând ultima etapă din campionatul național, ea nu mai puncta deloc și automat... Am fost pe locul 1. Pentru că trebuie spus că toate aceste punctaje se cumulează pentru sfârșit de an. Da. Deci aici e chestia, pentru că tot, într-adevăr, și pandemia ne-a încurcat un pic. Au fost etapele astea care s-au suprapus una cu alta. No, am vorbit cu organizatorii și de la noi și am înțeles că au vorbit și cu organizatorii de la Drift Kings și o să încearcă. Sunt foarte mulți piloți români care se dau și în campionatul european
referitor la Drift Kings, pentru că ce se întâmplă? Sunt niște piste foarte mari acolo, de aia mergem, pentru că acolo înveți. Gândiți-vă la 130 la oră inițiare. 140. Deci 130-140 la oră să pui mașina de latul și să-i dai. Deci la noi în România singura lucru unde se putea face chestia asta era la adâncata la ultima etapă. În rest e traseul foarte mic și nu ai, n-ai cum să iei viteza asta și contează foarte mult să mergi în viteză, ceea ce atunci se vede adevărata controlarea mașinii. Deci maestria practică a pilotului. Exact. Deja acolo la viteza aia contează foarte mult, cum zicem noi, piesa dintre volan și scaun, adică pilotul. Aceeași micuță Nati, dar cu performanțe tot mai mari pe an ce trece. Odată cu intrarea sau trecerea de majorat, ce s-a schimbat în plan mental, în abordarea ta vis-a-vis de competiții, în pregătirea antrenamentelor? Ai o cu totul altă viziune asupra concursurilor, programului de pregătire? Da, ce pot să spun? Încă nu pot să zic că m-am schimbat total, pentru că nu a trecut foarte mult timp, dar încerc să fiu mai responsabilă, pentru că nu prea sunt responsabilă și sper să învăț cât mai multe lucruri. Asta încet, încet te responsabilizezi, pentru că sunteți în momentul de față singurul club sau o entitate sportivă cu o caravană, un lucru remarcabil. Iar tu am citit, așa, printre rânduri, că ai început să și gătești. Da, o de deci, gătit. Deci, un pilot pasionat de arta culinară. Bineînțeles, de gătit gătesc și acasă, dar... Și nu te rezumi doar la clătite, pentru că în acel articol era vorba doar de clătite. Da, nu, de toate știu să fac, nu am probleme, îmi place să fac de mâncare și este ceva normal, o femeie trebuie să știe să facă de mâncare. Cum la fel o femeie trebuie să fie campion european la automobilism, deci chiar e ceva normal. Da. Seara după antrenamente sau după calificări ne retragem frumos și facem clătite sau facem ceva de mâncare, ne pregătim pentru a doua zi. Este foarte frumos, este vreau foarte să menționez aici, caravana asta ne ajută foarte mult, pentru că ce se întâmplă? Noi seara când plecăm la hotel să ne culcăm sau noi dormim și în caravana, acum nu mai trebuie să plecăm, pentru că caravana așa e jumate e dormitor, să zicem, între ghilimele, care putem să avem și o sală de ședință acolo în timpul zilei, iar partea din spate este trailerul unde se urcă mașina de competiție. Și seara nu mai trebuie să stai cum eram înainte, pune cheile, închide-le, acoperă mașina. Știți, când au plecat și se lasă liniștea aia după tot zgomotul de zi, așa de relaxant, ei? Și atunci îți mai vine de idee, hai să mai facem un grătar, hai să facem o clătită. Și practic această caravană face parte din viața unui staff tehnic în pilotaj, pentru că, așa cum vă spuneam înainte de emisiune, același lucru l-am văzut la nume importante, la fel de importante ca Lati, Tempestini, la Raliul Maramureșului, care au o adevărată industrie după ei. Cum spuneați, un salon pentru conferințe, pentru ședințe tehnice, un altul pe post de atelier mecanic, cu vulcanizare, cu echilibrare roșie și așa mai departe. La noi... Inclusiv chestii care poate să repare anumite componente ale mașinii. Da. Pentru noi, ca și vulcanizare, nu ne ajută cu nimic ce se întâmplă. Noi consumăm foarte multe anvelope, ceea ce ne-ar trebui automat încă un om în plus pentru așa ceva. Dar la campionatele de drift, în general, este echipă cu vulcanizare, cu două, trei aparate care lucrează acolo. Orică sunt contra cost, orică le plătesc organizatorii, aici în funcție de etapă, în funcție de... În concursurile lunații, la dumneavoastră, e mare uzura cauciucurilor. Deci nu mare. E vreme de vulcanizare. Și nu sunt accidentale, bănuiesc... Nu. Deci nu, n-au timp să se facă pană, că chiar dacă cauciucul are, să zicem, să răsuflă undeva, deci oricum n-ati mai mult de 5-10 minute, maxim 10 minute, mult, cu două anvelope nu merge. Pentru că se uzează și nu mai poate să meargă, deci nu mai are aderență. Deci în drift... La dumneavoastră contează volumul mare de cauciucul și calitatea lor. Da. Păi, oricum avem un singur model de anvelope. Orice șofer,
indiferent că e începător, prima dată caută să-și achiziționeze niște cauciucuri bune. Astea sunt cele mai scumpe. Care? În drift, ăsta e cel mai scump lucru în drift, cauciucurile. Dacă ai cauciucurile... Și nu folosești astea, două, trei, că folosești de ordinul zecilor. Deci într-un an competițional, dacă l-ai în plin, mergi, te dai la două etape și printre ele mergi la antrenamente, undeva în jur de 300 de cauciucuri într-un an. Ceea ce nu e puțin și sunt, se ridică niște costuri destul de mari pentru că le aducem din China, deci la noi nu sunt. Și pe an ce trece sunt tot mai scumpe. Mai ales cu pandemia. Acum am fost în Grecia și am avut nevoie de niște cauciucuri de ploaie. Eu dau un exemplu la ultima etapă pentru că a fost o ploaie torențială. În Grecia niciodată n-a fost așa vreme. Chiar au spus ce au făcut românii ăștia. Au adus vremea urâtă cu ei la noi. Și am avut nevoie neapărat de niște cauciucuri de ploaie și nu ne-am permis pentru că o bucată a fost 80 de euro sau chiar 100, depinde de model. Deci sunt foarte, 95 foarte de euro am ajuns 95 la de euro, da. Bucata. Este un sport costisitor, da. Cred că da. Pentru întreaga Europa, adică nu cred da. Că cu atât mai mult o resimțim noi ca popor în condiții în care și se trăiește cum se trăiește. Pe Europa e scump pentru că în general numai chinezii fac cauciucurile astea. Deci și de acolo trebuie adusă și mai ales acum, cum a venit cu pandemia, containerele s-au dublat, timpul de deplasare a fost atomile. Relativ a fost același, dar tipul de încărcare și de descărcare a durat mai mult, pentru că nu au avut cu cine să lucreze. Inclusiv achiziționarea de piese, cum suneați acea planetară, vorbim deja de 1000 de euro, acel bloc motor spart. Da, 7-8.000 deci, de euro. Atâta ne-a costat motorul. În primăvară, cu tot o mașină softat, second, bun o cumperi la acest preț cât face un motor. Da, noi avem un motor american pe mașină, deci avem un BMW E46 cu un motor de Camaro, care nu se găsește în Europa. Nu e fabricație europeană, e fabricație USA. Am avut norocul, l-am găsit în Polonia, la un cost destul de ridicat, pentru că asta e toată lumea. Știe și caută motoarele astea pentru că sunt niște motoare chiar foarte fiabile. Și... Dar uitați că se întâmplă. Se întâmplă să cedeze, se întâmplă lucruri care nu le putem preveni. Deși dăm uleiuri bune, facem revizii, tot ce trebuie, dar inevitabilul vine. Pentru că tot ai amintit de Grecia, ai participat la Drift Kings Grand Final, reușind o medalie de argint la casa Queen. Cum ai văzut tu pe adversarii tăi? Pentru că e o competiție de tal internațională și aici mă refer la o bulgăraică, Eva Rusinova, un grec, Nicozakos, da. Sau chiar o româncă, da, Alisene. Da, 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 Alisene. Ce pot să vă spun este că am avut norocul de a participa la nivel european, mi-am dorit dintotdeauna, pentru că fiecare sportiv dorește să meargă unde este mai greu, pentru că automat dacă mergi unde este mai greu, devii și tu mai bun. Mă bucur foarte mult că am participat pentru că am învățat foarte multe lucruri. Este foarte bine să nu rămâi în același loc, să concurez cu aceiași adversari. Este foarte important să particip la toate etapele la care poți ca să ai de-a face cu mai mulți piloți diferiți. Pentru că înveți foarte multe lucruri. A fost un an foarte greu, am învățat foarte, foarte multe. Acest an cu greutăți te-a determinat sau te-a impulsionat mai tare ca de la anul să concurzi la o altă clasă? Bineînțeles. Și este aceasta o clasă superioară? Ce înseamnă această trecere? Este cea mai grea clasă, categoria Pro. Este ultima clasă, nu poți să mergi mai sus. Nu să mă dau cu cei mai buni. Pentru că am observat și la participarea ta la etapele campionatului național de Elite Drift, au existat pe clasa ta foarte mulți concurenți. Da. Și dau chiar doar un exemplu, la Transilvania Motor Kings Târgu Mureș, ați fost 21 de concurenți. Da, acolo am câștigat locul întâi. A fost chiar prima etapă. Da. După care a urmat Transalpina cu acel nefericit eveniment cu planetara ruptă. A urmat Bucovina Transarău, iar cu un loc 4 în calificări, unde obțin 67 de puncte. Interesant, o clasare bună și în Ungaria. Da. Ungaria face parte ca etapă și din campionatul european. Da, european exact. Și din campionatul da, românesc. Și anul ăsta menționez că a fost etapa împreună cu Drift Kings. Deci, practic, ne-am dat în două zile de competiții și am punctat în trei etape. Trei campionate. Deci, campionate. A fost, pentru că așa le-au putut face ca să...
Din cauza pandemiei, pentru că în Germania s-au amânat și de amânând în Germania, la Unguri au dat voie și atunci am putut să participăm. No, deci și în Ungaria am avut o competiție foarte grea. Și acolo am observat peste 130 de piloți. Da, deci peste 130 de piloți. Și am reușit să termin la categoria Pro 2, adică băieți pe locul 4 și la categoria Queen pe locul 1. Deci încet, încet asta vă determină atât pe tine ca pilot, cât și pe dumneavoastră ca staff, să schimbați și mașina. Pentru că întrebam înainte de emisiune pe Nati dacă tot pe Suzuki. Mi s-a spus că pe un BMW deja cerințele sunt altfel, altele. Da, Suzuki l-au avut când s-a dat în rallycross. Cum și doamnă să începu pe Renault. Da, deci alea sunt mașini cu tracțiune spate. Momentan am trecut pe mașini cu tracțiune spate. Deci alea sunt cu tracțiuni față și astea sunt cu tracțiuni spate, mă scuzați. Da, referitor la anul care vine, într-adevăr, suntem pregătiți, vrem să facem un motor mai puternic, pentru că automat trece la Pro, automat trecând la Pro trebuie cai mai mulți. Să menționez, avem niște mașini foarte puternice în campionatul național de drift, sunt mașini și de 1000 de cai putere deja, deci nivelul este foarte înalt și de 800 de cai și de 700 și de toate categoriile și este foarte important să încercăm să fim și noi între. Nu putem să avem nici 1000 de cai, dar măcar acolo... Tu având până înainte de 18 mașini de 450 de cai. Da. Adică exact. Totuși o realizare pentru și pentru vârstă și pentru etapa de pilotaj a ta. Da. Însă deja ai devenit un nume important și chiar contezi în campionatele unde participi, atât pe drift cât și la... Cealte. A urmat iar o etapă interesantă la Dâncata, la Motor Park România. Acolo nu am participat pentru că s-a suprapus cu etapa din Grecia Ceres și am fost nevoit să renunțăm ca să participăm la Ceres. Dacă participam la Dâncata, puteam să-mi păstrez locul, adică să devin campioană națională, dar așa am ales. A fost o strategie, eu spun că a fost o strategie foarte bună pentru că am reușit să termin și să am performanță și în România și în Europa. A fost, cred că, una dintre cele mai bune strategii. Deci ai atacat ambele fronte. Da, așa este. În competiție de rally sprint ai reușit să te impui atât la categoria junior cât și la cea feminină. Da. Continuă în clasele voastre junioratul sau acum? Nu, numai de la anul numai. De la anul numai. O să fiu la clasa 1. Da. Iată, deci, cum spuneam, că ai reușit să pășesc spre majorat cu performanțe notabile. Domnule Ioceac, Natalia încet, încet va avea abilități și spre partea de mecanică? Da, începem încetul să învățăm, învață mai multe lucruri și vrând, fiind lângă noi și acolo în Bado, cum zicem noi, în atelierul nostru, care îl facem pe 2-3 zile care stăm acolo, ne ajută foarte mult, ne-am ajutat la schimbat de roți. Când... În timpul cursei identifică anumite problematici pentru... Ea e cea mai importantă. Deci de fiecare dată identifică. Semnalează. Da, de fiecare dată vine și îmi spune. Chiar și acum aici, când am fost la Rally Sprint, au făcut un pic de show cu mașina, să zicem așa, cu BMW-ul. A făcut un demonstrativ, dacă mă greșesc. Da. Și... Ni s-o smuls șuruburile de la punte din spate și i-au simțit. Și am văzut că deja am încetinit și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Au venit cu mașina ușor și mi-au zis, tati, s-a auzit o bubuitură mare, nu știu ce s-a întâmplat. Ori puntea, ori... No. Și mergând... Deci cel puțin vă ghidează spre zona care ar fi cu probleme. Păi, ca să vă spun, practic ea trebuie să știe exact ce are nevoie, pentru că sâmbătă la drift întotdeauna avem antrenament. Ce înseamnă antrenamentul? Setup-ul mașinii. Setup-ul mașinii înseamnă începând de la presiunea în anvelope, în funcție de asfaltul care îl avem. Nici o pistă nu e la fel. Este unii mai zgrunțuros, e mai aderent, atunci ne trebuie mai multă presiune. Sau este unii e mai lin, e mai alunecos și zice, mai lasă-mi din presiune că mi-alunecă prea tare. Deci ea îmi spune ce eu trebuie să fac. Deci am spune, tati, mașina mea alunecă,
Dacă e alunec, atunci înseamnă că trebuie să lăs impresiune, iar dacă ea îmi spune că mașina e foarte aderentă, atunci eu trebuie să-mi cresc presiunea în anvelope. Deci, deci ăsta e primul lucru care deja lucrăm pe partea de mecanică, să zicem, pentru că ea trebuie să știe exact și să simtă mașina. Și ea simte, practic, tot ce... Păi nu are cine, pentru că ea o pilotează. Ea o și controlează, da. Sigur. Vom lua un scurt calul de publicitate, urmând să revenim cu cei de campioni ai mei din această seară, familia Nati și Nelu Ioceag.